Că sigur că vom vorbi la un moment dat, dacă o să îmbătrânim, sigur, pe acest scaun, o să ajungem să vorbim și despre familia lui Adrian Năstase, așa cum am visat. De altfel, e bine, Mihnea Năstase și-a găsit de muncă. Unde credeți că muncește Mihnea Năstase? Un competent. Nu, nu muncește la Salubritate, l-a terminat Științele Politice la Londra. Bun. Acum își pregătește lucrarea de master într-o liniște relativă, plimbându-se prin parcurile capitalei belgiene. L-aș avertiza totuși să nu bea de la manechen pis, pentru că nu se știe dacă apa aia e potabilă. Să nu se repeadă direct să soarbă așa. Pe Mihnea, zice prietenul nostru care l-a angajat, PSD-istul Cătălin Ivan, eurodeputat, pe Mihnea l-am cunoscut la Parlamentul European. Este un adversar al lui Ponta, interesant, Cătălin Ivan, dar un prieten al lui Adelu, da? Deci l-a cunoscut la Parlamentul European. Așa? Unde a avut colaborări cu colegi din delegația europarlamentarilor PSD. Când s-a eliberat un loc la mine în echipă, l-am chemat să lucrăm împreună. Exact ca la atelier. Am plecat unul în străinătate să deșurubeze dulii. În Anglia te iau pe tine, că-l cunosc pe tactul. Așa se ducea și lui Ferdinand de Touche, zis în literatura franceză, și Céline, trimis de Tasu. Tot munci din astea făcea. Numai, mă rog, el nu studiase nicăieri, studiase acasă la el, croitoria. Maică-sa era croitoreasă, dar muncea de acasă, că nu mai avea slujbă. Făcea de acasă rochii, făcea paltoane, făcea fulare și încerca să le plaseze pe vasta piață pariziană. Tasu era un fel de muncitor de ăsta cu cârca. Și tot ducea pe micuțul Ferdinand, care avea să devină cel mai bun scriitor francez al secolului 20, conform Academiei franceze. Deci el așa a trăit într-un gang unde câinii făceau dimineața pipi. Când treceau pe acolo, ridicau piciorul, ei spălau, că apă nu prea aveau, că era scumpă. Maică-sa, croitoreasa, spăla cu ziarul, cu pișatul de câine, spăla geamurile, le netezea așa. Acolo a trăit Selin. E bine, la el mă gândesc când îl evocăm pe Mihnea Năstase, pentru că tot așa l-a luat și ăsta. L-a luat că îl știa pe Tasu, Cătălin Ivan, așa era așa acolo. Tasu se ducea și îl băga pe Ferdinand undeva. Îi zicea, bă, e muncitor, dacă nu muncește, îl bateți, dați cu scaunul el. Îi dați cu drujba în cap. Vreau să-l văd mort. Că nu mă interesează, că nu țin la el. E un pramat, e un nenorocit. Și urmau după aia 10 pagini de înjurături. Și ăla zicea, bă, îmi place cum îl abordează Tasu. N-a venit să-mi spună că e extraordinar, că e un băiat nu știu cum. Ia să-l văd eu la muncă. Și pe ăla îl punea căra, saci, vopsea, dădea cu bidineaua, îi curăța closetul. Venea Tasu după o săptămână să-l întrebe pe ăla, cum se descurcă Ferdinand. Să știți că e muncitor, domnul de Touche. E, nu vorbi. Muncește, domnule. Dar cu așa l-a zis pleznit. Domnule, îl bat de-l sting. Și parcă mai tare muncește. O, firea dracul trăznila să-l trăznească. Las că-l duc eu acasă. Mie nu sună bine. Parcă-l protejezi un pic. Nu, nu vă mint, să știți. Muncește dintre ăștia pe care i-am, derbedei ăștia pe care i-am aici. Toți munceau la negru. Îmi pare, să știți, cel mai asidu așa. Stă cu capul acolo, nu zice nimic. O, că nu te cred. Păi acasă niciodată n-a făcut așa. Fire al dracului să fii. Îl lua acasă, îl bătea 2 zile și zicea, nu te mai duci acolo, mă. L-am văzut eu cine era. La voi trăgeați de timp. Și îl ducea la altul. Și îi spunea, vedeți că a fost, a lucrat la ăla. La case ăla. Nu muncea. De asta v-am adus aici, că vă știu pe noastră serios. Ce faceți? Păi pingele. Dați-i, domnule, câte face unul pe zi la voi? Face 20-30 de pinge, dați-mi să fac 100. Dar știți ce? Dacă nu faci 100, crăpați-i, domnule, capul, să se învețe dracului minte. Venea după o săptămână. Cum se descurcă, domnule, Ferdinand? Ce, domnul de Touche? Ce, să știți, n-am avut în viața mea un băiat ca ăsta. Adică ce, e obraznic? Nu, domnule, face 200 de pingele. Oi, mă, că nu te cred. Ce, ți-a dat ăsta din cât îi dai? Nu-i dau, domnule, nimic, masă. Păi tu îi dai ceva și ăsta îți dă înapoi. Tu ești blat. Nu, ne, să știți, uitați-vă de la distanță cum muncește. Uitați-vă că nu-l avertizez că ați venit dumneavoastră. Uitați-vă cum muncește acolo. Hai, dumne, că nu te cred. Îl lua acasă, iar îl bătea 2 zile. Da?
De unde și fantastica frază că n-a apucat niciodată să se șteargă corect la cur în toată copilăria lui. Că nu lăsa tasul. Cum s-a așezat pe WC-ul, tasul stătea cu ceasul așa. Să uita. Hai, gata! Imediat îl zorea și zicea că trage de timp. Dans toute mon enfance, je n'ai jamais eu le temps de torcher convenablement le cul. A zis Celine în începutul unui capitol din Jocul cu moartea. E bine, la asta ne gândim și noi, băi băieți, când ne gândim la Mihnea Năstase. L-a luat pentru că știa pe tasul. Dar în urma unor discuții pe care le-am avut cu el, am decis să-l angajez. Băi, identic, bă, până aici. Este un tânăr foarte pregătit, cu foarte mult bun simț și dornic de muncă. Dumnezeule, evident că a contat și faptul că îl cunosc pe Tasu, dar n-a fost decisiv acest fapt în alegerea mea. Mihnea se va ocupa în echipa mea de activitatea în Comisia de Relații Externe și de relația UE-Rusia. Hai mă să te întreb eu, măi Mihnea, 20 de localități din Rusia, să vedem dacă știi. Da? Știi că Rusia se întinde până la Vladivostok. Poți să-mi spui de oriunde. Hai să fim serioși. Deci Cătălin Ivan, care îl detestă pe Victor Ponta, cu toate astea, iată că Adrian Năstase nu i-a băgat pe undeva în substratul discuției și această atenționare. Bă, dacă ești amic cu mine și le-ai angajat pe mine, vezi că Ponta e omul meu, protejatul meu. Nu, se pare că nu. Înseamnă că Bombonel nu mai ține chiar atât de mult nici la Victor Ponta. Încercăm noi să stabilim prin ricoșeu. Ce? V-aș pune o întrebare ca să scurtăm discuția. Cam în câți ani va deveni scriitor Mihnea Năstase? Cam cât? Păi să știți dacă vă... Am întrebat cât? Maximum 6 luni. E, nu știu dacă în 6 luni, dar să sperăm că în cel mult 6 ani va începe să scrie. Ei, la pușcărie, a, niște cărți Mihnea Năstase. Dar dacă se va semna M. Năstase... Semnează-te și Picasso, dacă vrei. N-ai nicio importanță, dar să ajungi acolo, unde ți-e locul. A? L-am cunoscut pe Tasu. Mai bine nu-l cunoșteam. A? Să înceapă așa un capitol. Bine, o să vedem care va fi mai talentat, Cătălin Ivan sau Mihnea Năstase. Ajung!